Bună ziua, dragii noștri! Iată-ne din nou împreună, așa cum v-am promis, la pastila de lectură, rubrică inițiată de editura Herald. Astăzi vom discuta despre felul în care gestionăm prin comunicare cât mai eficient relația cu partenerul, dat fiind contextul actual, circumstanțele, situația, această pandemie care ne obligă cumva la izolare. Nu mai avem aceeași libertate de mișcare și bineînțeles că trebuie să fim foarte atenți la felul în care ne gestionăm emoțiile, anxietatea, teama față de incertitudine, față de viitor, dar felul în care gestionăm și relația cu copiii și mai ales relația cu partenerul de cuplu. Vorbim astăzi cu Andrei Vulpescu, blogger de relații, jurnalist, autor de cărți. Eu am să vă fac obișnuita prezentare de carte. Este vorba despre două titluri din colecția Pas în Doi, a editurii Herald, Bruce Fisher și Robert Alberti. Reconstrucția, cum să-ți refaci viața după divorț sau despărțire. Carte pe care o puteți găsi pe site-ul editurii Herald și de asemenea Michelle Weiner-Davis, Salvează-ți căsnicia în 7 pași, soluții unice și remedii împotriva divorțului, testate de peste 1 milion de cupluri din întreaga lume, o noutate în colecția Pas în Doi de la editura Herald. Cărți, așa cum vă spuneam de fiecare dată, pe care le puteți comanda online de pe site-ul editurii www.edituraherald.ro. Și acum revenind la Andrei, hai să discutăm puțin despre această situație prin care trecem noi. Este o situație pe care, mă rog, umanitatea, unii spun că n-a mai trecut de la al doilea război mondial prin așa ceva. Este o probă, este o încercare, este un moment de, eu l-aș spune chiar de revelație, în sensul că e șansa de a ne regăsi pe noi. Avem de data aceasta mai mult timp, mult mai mult timp, pe care îl tot invocam cu ani și cu luni în urmă, că uite, nu avem timp să citim sau nu avem timp să desfășurăm tot felul de activități pe care ni le-am fi dorit, dar, cum spuneam, din lipsa timpului nu făceam acest lucru. Cum ne conectăm în această perioadă cu partenerul? Cum reușim să comunicăm cât mai eficient, în așa fel încât după toată această perioadă, care nu știm cât va dura, vom ieși cumva schimbați și mai ales din punct de vedere al relațiilor interumane. Sper, eu îmi doresc din tot sufletul să ieșim schimbați, pentru că atunci această perioadă și ceea ce s-a întâmplat, eu consider că este o lecție pe care ar trebui să o învățăm. Eu cred că în principal este un exercițiu de disciplină în masă și de disciplină are, dacă vrei. Și dacă stai și te uiți în jur, vei vedea că persoanele care au trecut prin zone de disciplină, armată, sport de performanță și așa mai departe, trec mai ușor prin perioada asta. Persoanele care nu au avut la viața lor contact cu ceea ce numim disciplină sunt cu un nivel de anxietate mai mare, se simt că au pierdut ceva sau li s-a luat ceva, se revoltă, încalcă regulile. În general, astea sunt persoane care nu vor ține cont de reguli nici măcar în relațiile lor de cuplu și pot să fac pariu pe chestia asta. Și au o toleranță foarte mică la frustrare. Au o toleranță extrem de mică la frustrare și sunt persoane care sunt extrem de panicate în perioada asta. Persoanele care au o rutină și care sunt disciplinate înțeleg faptul că este o perioadă, cum să zic, în care este nevoie să stai acasă, se adaptează rapid acestor condiții, își găsesc rapid activități care să le umple timpul și să le țină creierul ocupat, ceea ce este cel mai important, pentru că unii au tendința să lucreze doar cu fizicul și cu creierul mai puțin. Învață să-și structureze ziua la minut, ceea ce nu e rău deloc. Cât despre mai mult timp, nu știu dacă este neapărat așa, pentru că multe dintre persoanele care lucrează de acasă și cu care am discutat spun că au din contră mai puțin timp. Chiar acum câteva zile am făcut o postare, cred că o săptămână, am stat și am discutat cu un prieten online și m-am gândit, păi, hai să facem o listă cu lucruri utile pentru
oameni în perioada asta de criză, astfel încât ei să reușească să treacă mai ușor și să-și găsească o serie de activități care chiar le vor face bine. Pentru că am făcut un sondaj online și am întrebat pe oameni ce preferă să facă în perioada asta și primau cărțile, deci lectura, serialele și filmele pe net, odihna și așa mai departe. Însă am văzut și noi cam ce fel de producții cinematografice au avut boom-uri în perioada asta, Contagion și alte fel de producții de-astea în care apar evenimente de genul pandemii și așa mai departe. N-aș spune că astea fac tocmai bine psihicului, chiar dacă cele mai multe dintre ele au happy end. Și am ajuns la concluzia că totul începe de la cum începem să ne hrănim creierul încă de dimineață, atât cu gânduri, cu gândurile pe care le ai de dimineață, pentru că una este să spui, aoleo, este o altă zi în care voi sta în casă și nu o să mă bucur de vremea asta frumoasă, și cu totul altceva să spui, este o zi splendidă și astăzi va fi minunat, ia uite ce soare este pe cer, poate reușesc să ies și eu să stau 2 ore în curte, dacă ai curte, sau un balcon, dacă ai balcon, dacă nu și nu, măcar 20 de minute în fața blocului, n-ar fi rău să ieși să respiri, sigur, respectând cerințele statului. De exemplu, la mine în scara blocului astăzi, în drumul taberei, exista un recipient plin cu dezinfectant, au început să pună primăriile chestia asta, deci nu mai este o problemă. Să stai 20 de minute în aer liber în fața blocului nu este absolut nimic rău, ținând departe socialul, ca să zic așa. Asta ar fi prima chestie. Doi, deci gândurile, doi la mână și modul în care îți scrii ziua. Doi la mână, ceea ce mănânci. Pentru că în perioada asta se observă o compulsivitate alimentară, foarte mulți oameni se plâng de faptul că mănâncă mai mult și și gătesc mai mult, ceea ce asta nu e rău neapărat, dar mănâncă mai mult și am senzația că și mănâncă mai prost, dacă mă întreb pe mine. Sigur, nu generalizăm. Și atunci n-ar fi rău ca de dimineață să îți hrănești și creierul cu lucruri bune, ca de exemplu, nu știu, avocado sau afine. Astea sunt bune pentru creier. Apă, evident, și cu puțină lămâie, de ce nu. Lucrurile astea sunt foarte importante. Jim Quick, care este un specialist în dezvoltarea creierului, mai ales în zona de învățare rapidă, are o serie întreagă de tricuri pe chestia asta și vi-l recomand să-l studiați. Asta doar de dimineață, deci ceea ce mănânci. Și după aia ceea ce bei, pentru că iar se observă o compulsivitate și în zona asta de băutură. Viața este grea, viața este complicată, nu mai am libertate, nu mai am dreptul să ies afară, mă refugiez în băutură pentru că acolo este minunat. Chestia asta te afectează, evident, pe lângă creier și anumite organe, îți afectează și somnul, ceea ce te face să devii mai obosit dacă intri într-o rutină de asta în care să bei zilnic alcool. Oamenii nu prea țin cont foarte tare de chestia asta și atunci vom risca să avem fie un scenariu în care oamenii ies foarte fit pentru că s-au apucat să facă foarte mult sport acasă și să aibă mai mult grijă de ei, așa cum spuneai tu, fie vor ieși din partea cealaltă, adică diametral opusă, în care vor ieși grași, buhăiți, îmbătrâniți, triști, cu anxietate și cu depresie din această criză. După aia ne-am gândit, băi, ok, și ce mai putem să facem pe lângă asta? Sigur că poți să faci și sport, sigur că poți să citești, sigur că poți să te uiți și la seriale, însă bine ar fi să închizi televizorul sau să nu stai pe știri. Am făcut eu însumi un test cu chestia asta și m-am trezit la final de zi, stând pe canalele de știri de dimineață până seara, că la seara aveam puls crescut, tensiune mai mare și anxietate. Mi-a fost foarte greu să adorm pentru că toată ziua mi se spunea de morți, toată ziua mi se spunea de dezastrele din spitale, toată ziua mi se spunea despre incompetență și practic încrederea ta era la pământ, în ceea ce practic începea să ți se facă teamă să ieși din casă. Ceea ce este profund eronat, de altfel. Pentru că mulți dintre noi ieșim din casă și ne întoarcem acasă și vedem că practic nu s-a întâmplat absolut nimic din ceea ce au spus cei de la televiziune. Deci nu sta pe chestia asta. Dacă vrei neapărat să rămâi în contact cu știrile, poți să te uiți într-o sursă credibilă 20 de minute pe zi, să vezi dacă s-a mai anunțat ceva,
Cel mult 20. Mult. Dacă vrei să iei și pulsul lumii, să vezi ce se mai întâmplă prin lume și așa, ok, te uiți într-o sursă credibilă, vezi dacă statul a mai anunțat ceva și cu asta basta. În rest, încearcă să citești chestii care te scot din zona de confort. N-ar fi rău să încerci să citești sau să urmărești lucruri care să te ajute acolo unde credeai și știai dinainte că există vulnerabilități, da? Și practic să ieși mai bogat din chestia asta. Poți să te apuci eventual să înveți și o limbă străină, pentru că e o perioadă perfectă pentru asta. Dacă ai talent la scris, poți să te apuci să scrii. Ceea ce eu, de exemplu, am făcut, am scris deja jumătate de carte. Probabil că în 2 săptămâni o scriu și pe cealaltă jumate. Deci o să ies practic cu o carte din pandemia asta. Carte nouă. Ai putea, dacă știi să cânți la un instrument, să cânți la instrumentul ăla, pentru că îți ajută creierul foarte mult. Ce ai mai putea să faci? Spre exemplu, dacă ai curte, să ieși și să joci badminton. Pentru că se pare că sporturile cu paletă solicită creierul cel mai mult. Tenis nu prea ai unde să joci, că nu poți să joci tenis în casă, însă badminton în curte poți juca dacă ai, sau în fața blocului, de ce nu? Ieșind cu partenerul, 20 de minute, jumătate de oră pe zi, ok. Dacă nu, puteți să jucați ping-pong în casă. Eu țin minte și mi-aduc aminte când eram copil că jucam ping-pong în casă, aveam o masă de aia de 6-12 persoane, se făcea mai lungă, puneam un rând de cărți, asta e, ăla era fileun, avem astfel exact. și jucam ping-pong toată ziua cu fratele meu. Deci putem să facem inclusiv în cuplu chestia asta, este foarte important. Doi la mână, trebuie să avem grijă la cuvintele pe care le scoatem din gură. Trei la mână, trebuie să fim conștienți de faptul că nu toți reacționăm la fel la această constrângere, la această retragere în casă. Unii pot să n-aibă nicio problemă cu asta, însă alții pot să fie extrem de anxioși și atunci ar fi bine ca anxiosul să se ducă către cel care este flower power, să spunem, cu interes și curiozitate și să încerce să afle cum reușește ăsta să treacă prin, adică să se folosească de el ca de o resursă, nu să se folosească de el să arate cu degetul că este insensibil și rece și așa, să facă sex. Asta este o chestie foarte importantă de conectare în cuplu, pentru că foarte mulți oameni greșesc și cu timpul renunță la această conectare intimă, unii dintre ei chiar renunță la spațiu intim, mutându-se în camere separate, băgând copiii între ei în pat și așa mai departe. Este o perioadă în care sexul chiar te ajută, pentru că dacă ai ajuns la 35-40 de ani și nu știi ce beneficii aduce sexul asupra creierului sau a corpului în general, înseamnă că ai trăit cam degeaba, ca să zic așa. Iată o paletă întreagă de activități pe care poți să le faci și care pot fi utile pentru tine și pentru creierul tău. Poți să, nu știu, să te apuci să faci puzzle-uri în doi. Pentru că asta este și un exercițiu de a preda controlul. Știi? Lucrând în doi, tu spui, tu te ocupi de partea aia, eu de partea asta și după 5 minute puteți să faceți schimb. Puteți gătiți împreună exact cum am spus. Totul e să reușiți să vă conectați și să vă susțineți, pentru că până la urmă, asta ar trebui făcut de zi cu zi. Undeva, nu mai știu, citisem, cred că în urmă cu vreo 2 săptămâni, dacă nu mai bine, o știre, mă rog, o întrebare retorică, dacă după această pandemie, după această situație, cuplurile în general vor ieși mai sudate, ca să zic așa, în urma unei comunicări pe care noi ne-o dorim și le-o dorim tuturor, o comunicare eficientă, sau dimpotrivă va crește numărul divorțurilor. Apropo de cartea lui Michelle Davis, Salvează-ți căsnicia în 7 pași. Da, e posibil să se întâmple și una și alta. Nu știm. Sunt cupluri care pot să iasă așa cum au intrat, deci fără niciun fel de schimbare. Și să meargă în continuare așa cum au fost, bine, rău, nu știu. Sunt cupluri care se pot despărți pentru că această perioadă de reîntoarcere în casă îi va scoate din minți, efectiv, ei pierzând de mult contactul ăsta, sau sunt cupluri care se vor reconecta cumva, da, sau se vor conecta pentru prima oară și vor merge cu tot o altă direcție, o direcție spre bine. Orice variantă de asta poate fi validă.
Rămâne de văzut ce se va întâmpla, pentru că mai durează. Mai durează un pic perioada asta și nici revenirea nu va fi una bruscă și așa, da, cumva e firesc să avem anxietate, cumva e firesc să ne temem, cumva este firesc să ne gândim ce va fi după. De-aia ar trebui cumva să fim și blânzi și înțelegători cu noi înșine, în primul rând, și cu celălalt. Empatici. Pentru că până la urmă, hai să zicem compasionați. Compasionat. Pentru că până la urmă suntem aproape, știi? Adică dacă asta ar fi lecția, să învățăm ca în perioada asta să locuim și să conviețuim corect unul cu celălalt în relația asta, de ce să nu încercăm? Da, cu siguranță că vorbeai tu despre, eu știu, episoade ușoare depresive sau de anxietate sau de incertitudine, bineînțeles că și factorul, pe lângă cel de integritate fizică, sănătate, cel medical, sanitar, luăm în calcul, apropo de incertitudine, și factorii de natură economică și factorii de natură financiară care pot afecta, iată, pot afecta relația de cuplu, în sensul în care unul din cei doi sau, Doamne ferește, amândoi își pot pierde joburile, sursele de venit sau pot intra în șomaj tehnic, bugetul familiei se diminuează și așa mai departe. Fără îndoială, astea sunt alte lucruri. Eu am spus de multe ori chestia asta, că circumstanțele modifică nevoile. Exact. Cred că o spun de vreo 3 ani de zile chestia asta. Oamenii nu sunt foarte atenți la circumstanțele astea de viață și iată, de data asta chiar apar o serie de circumstanțe de viață greu de intuit și greu de intuit chiar și acum când ele se manifestă, da? Nu știm încotro o să se ducă și nici nu știm cum o să se răstogolească. Deci e foarte important să vedem în perioada asta, cu ce spuneai tu, șomaj tehnic, poate unii rămân total fără job, cum putem să ne adaptăm și să integrăm acest nou, chiar dacă este un nou care dezechilibrează pentru un moment, astfel încât economia relațională să nu fie în suferință. Asta ar fi testul. Însă mi-e teamă că mulți oameni nu vor ține cont de chestiile astea și o să se dezechilibreze și mai tare cuplurile. Știi, noi trăim cumva într-o bulă și avem tentația să credem că toți oamenii sunt foarte atenți la detalii și trăiesc conștient și asumat și aici acum, dar nu este deloc adevărat asta. Oamenii care chiar fac asta sunt câțiva. Sunt foarte puțini. Ceilalți trăiesc reactiv, total reactiv, trăiesc după niște mai degrabă clișee de viață, induse din tot felul de direcții și mai puțin pe principii de viață. De altfel, dacă te uiți pe studii, cercetări, sondaje și așa mai departe, vei vedea că integritatea nu este o calitate care să apară măcar în top 5 criterii de căutare la un partener din partea feminină spre partea masculină, iar la masculin este, deci aici ar fi undeva pe 6 și la băieți, bărbați pe 7. Deci integritatea nu se caută nici dintr-o parte, nici din cealaltă. Ori fără asta, mi se pare că orice alt criteriu de căutare pălește. Pentru că integritate ce înseamnă? Înseamnă probitate morală. Adică un om care are un set de principii de viață solide, de valori, ghidează, da, și se ghidează după valori autentice, onestitate, cinste, hotărâre, sinceritate, adevăr, ce ar mai fi, iubire, de ce nu, generozitate, contribuție și așa mai departe. Altruism intră, până la un anumit punct, da? Da. Toate astea intră în compasiune, empatie, na. Toate chestiile astea intră sub această mantie a integrității. Ori dacă tu, femeie, îmi spui mie în România că tu îți dorești de la un bărbat să fie fidel, pentru că asta e principala cerință, conform unui studiu recent, dar pui integritatea pe locul 6, iartă-mă, dar eu pot să te suspectez de fractură logică aici. Pentru că, din punctul meu de vedere, nu se poate să ceri fidelitate fără integritate.
Da, vezi că noi aici vorbim despre niște lucruri despre care nu se mai discută în societatea actuală. Chiar vorbeam cu același prieten, e un prieten bun al meu cu care mă tot, ne mai tot clincim noi așa pe net în privat. Și el a făcut psihologie și sociologie, mă rog, și lucrează la un post de televiziune, are o emisiune. Și îmi spunea că da, ceea ce spun eu este corect și se numește educație, pentru că integritatea de acolo vine și acolo se construiește prin educație. Numai că bărbații au dispărut în anii 70. Eu nu vreau să-i dau dreptate și nu sunt de acord cu el și eu consider în continuare că bărbații încă există, integritate încă există, valorile astea încă există și mă chinui să le nu să le impun, că n-am eu cum să le impun, să le promovez cât de tare pot. Pentru că observ că lucrurile astea nu mai sunt deloc valorizate și criteriile de selecție a partenerilor sunt cu totul și cu totul eronate, dacă mă întreb pe mine. Asta este și unul dintre motivele pentru care foarte puține relații rezistă. Și eu chiar am spus și o să spun și în cartea nouă, faptul că dacă oamenii ar fi igienizați din punct de vedere emoțional și ar învăța măcar un adevăr simplu, și anume că un psihic sănătos reacționează imediat la abuz, între 50 și 70% din relațiile actuale nu ar exista. Da, și cred că aș folosi și trei cuvinte, zic eu, foarte importante în această ecuație cumva descrisă de tine și cuvinte care au legătură între ele, și anume educație, disciplină, igienă. Educație, disciplină, igienă. Igienă emoțională, disciplina a minții și educație la modul general, care educație, până la urmă, înseamnă civilizație. Corect. Mie place foarte mult sintagma ta și am mai folosit-o în diverse contexte atunci când discuția a prilejuit acest lucru. Spuneai tu la un moment dat că, și eu cred că e valabil și viceversa, că bărbatul vine pentru ambalaj și rămâne... Și rămâne pentru conținut. Eu cred că același lucru e și invers. Și femeia, mai mult sau mai puțin, ar putea să vină pentru ambalaj și să rămână pentru conținut. Pentru că, din păcate, ne dăm seama că în societatea în care trăim și mai ales în societatea românească, s-a pus în ultimii ani, nu știu, cel puțin de 30 de ani încoace, de când trăim alte vremuri, un accent destul de mare pe ceea ce înseamnă exterior, și mai puțin pe ceea ce înseamnă interior. Adică s-a pus poate un accent mai mare pe partea financiară, pe portofel, pe casă, pe mașină, pe statut, pe consum, da, și mai puțin pe valorile autentice de care tu vor pomeni puțin mai devreme. Da, dar uite, vreau să spun că chiar am citit niște studii recente americane și ele arătau foarte clar faptul că starea de bine a femeii este în scădere de în anii 70 încoace, în ciuda drepturilor multiple pe care le-a obținut de atunci, adică accesul în poziție... Și a feminismului în plin avânt. Feminismul oricum este o tâmpenie ca și construct social, este un eșec total, dar probabil că vom discuta separat despre asta. Ideea este că starea de bine este în scădere în raport cu bărbatul, a lui este în creștere, culmea. Deși studiile americane arată că în Statele Unite deja sunt, cred că, 11 ani de când femeile în proporție mai mare acced în zona de studii superioare decât băieții și la nivel de salarizare deja i-au depășit pe bărbați. Deci nu se mai poate pune problema despre ceea ce impunea feminismul până mai ieri, acea discriminare de income, de bani. Da? Sunt din ce în ce mai nefericite pentru că le este din ce în ce mai greu să realizeze un echilibru, un balans între familie și carieră. Sau da. Exact. Trecând peste faptul că feminismul mai spune o mare gogomanie și anume că femeia nu are nevoie de bărbat. Ba da, are nevoie de bărbat și va avea întotdeauna nevoie de bărbat,
măcar pentru a-și bifa obiectivele absolut obligatorii care îi dau sens și încă îi dau sens pe toată planeta, și anume familia și copiii. Măcar pentru asta și tot vei avea nevoie de un bărbat, chiar dacă există și această soluție de inseminare în vitro, deci nu mai ai nevoie să mai intri într-o relație cu un bărbat, însă atunci ești o semi-ucigașă. Pentru că privezi copilul de prezența unui model masculin și există deja un dezastru total în Statele Unite. Este un fenomen extrem de răspândit despre care la noi aici, în Europa, cel puțin de azi, nu se vorbește deloc. Se numește incels și este un fenomen care se pare că este în strânsă legătură cu ideea de independență a femeii, care nu îi mai permite bărbatului să mai rămână în cuplu și în familie și, practic, copilul băiat este privat de model masculin. El ajungând, ce înseamnă de fapt incel? Incel înseamnă involuntary celibate. Deci el își dorește să intre în relații cu fete, dar nu poate să facă chestia asta. Și există comunități întregi. Au existat și ceea ce știm foarte bine, mare parte dintre acele mass shootings din școli sunt realizate de băieți din această comunitate. Sunt băieți albi care provin din familii dezorganizate, băieți care prin această modalitate se răzbună pe toată viața pe care au avut-o și cu ocazia asta se și sinucid. Asta este modalitatea lor, luând cu ei, bineînțeles, zeci de vieți. Iată, este o problemă socială, se discută în Statele Unite despre ea, în România nu, însă observ că tiparul este aproape identic și la noi. Adică foarte multe femei actuale desconsideră total bărbatul. Dacă vei ieși la un vin și vei testa grupuri de femei vis-a-vis de ce părere au despre bărbați, vei vedea că e adevărată chestia asta. Cel puțin 4 din 5 o să aibă o părere execrabilă despre bărbați. Timp în care îți vor spune că o să scoată scuza aia că bărbații nu mai există și că ele de-aia sunt singure. Nu, sunt singure pentru că întregul lor sistem cognitiv este ciobit cu o doctrină absolut falimentară și ele nici măcar nu-și dau seama de chestia asta. Nu mai înțeleg multe lucruri. De exemplu, nu înțeleg, și am discutat astăzi la ProTV despre asta, nu înțeleg faptul că niciunui bărbat sănătos la cap nu îi place să se certe cu partenera de viață. Niciun bărbat sănătos la cap nu are nici măcar cel mai mic interes în a avea război cu persoana și cu femeia pe care o iubește. Niciunul. Și aici, dacă nu ești de acord, poți să mă combați. Nu, sunt foarte de acord. Însă observ că este o chestiune, și revin la educație, o chestiune culturală, o chestiune de educație actuală prin care fetele sunt încă de mici învățate să-i calce pe cap pe băieți, astfel încât ajungând la maturitate să fie ele dominante în relații. Sunt niște tipare relaționale disfuncționale. Exact, și inducându-le bărbaților ideea că ei nu sunt suficient de buni pentru ele și că este de fapt un favor că ele stau în viața lor. Evident că este toxică toată povestea asta. Evident că nu poate duce la altceva decât la singurătate. Deci, iată, sunt niște probleme cu care se confruntă societatea actuală. Adică să nu vă dați seama că totul este roz și totul este funcțional, pentru că nu e deloc așa. Eu mă confund zilnic cu genul ăsta de misandrie. Noi așa îi spunem misandrie, dar n-aș spune neapărat că este misandrie. Este pur și simplu o proastă creștere, că asta e la bază, și după aia o percepție eronată vis-a-vis de sexul opus. Sunt foarte multe femei care nici măcar nu-și dau seama că prin modul în care gândesc despre relații și despre sexul opus, își autosabotează șansele de a avea relații funcționale. O relație funcțională, exact. Păi știi cum e, dacă există misoginism, nu? De ce să nu existe și partea versus, ca să-i spunem așa, normal. Uite, hai să-ți dau un exemplu. Eu am trăit cu modelul de femeie independentă în casă încă de când m-am născut. Era o mătușă de-a datului meu care, în scurt, fusese născută în 1912, crescută cu majordomii și în zona intelectualității vremii. Și, bineînțeles, prinsese perioada interbelică aia a Bucureștiului frumos,
fix la vârsta care trebuia, adică 20 și ceva, 30 de ani. Sigur, după război, soțul ei dispăruse în război. 30 de ani mai târziu i-a aflat că de fapt nu murise și dezertase și se mutase în Rusia sau se refugiase acolo. Nu s-a mai căsătorit, în fine, n-a avut copii și atunci ea a fost această femeie independentă care a decis să nu se mai căsătorească niciodată, să nu mai intereseze zona asta și atunci s-a autocultivat. Pe lângă faptul că văzuse toată Europa, ceea ce la vremea respectivă, aici vorbim de până în 1989, evident, era aproape imposibil pentru foarte mulți dintre oameni, știa la perfecție toate muzeele din țările în care fusese. Teleenciclopedia pentru ea era o lecție de istorie pentru noi, nepoții cum ar veni. Însă, la nivel comportamental, am observat două lucruri pe care astăzi nu le mai văd. Unul la mână, avea un grup de prieteni, și bărbați și femei, care erau din aceeași generație, evident, și care nu se bârfeau între ei, erau prieteni de 40 de ani, 50 de ani, ceva de genul ăsta, se vizitau și se întâlneau constant. Femeile găteau, bărbații stăteau la un coniac și discutau problemele lumii, eleganți toți, și ei și ele. Aveau toți abonament la Paris Match, ascultau muzică clasică de pe pick-up, depănau amintiri din tinerețe, jucau cărți, toți intelectuali. Și a fost o plăcere să trăiesc în contextul ăsta și să mă încarc de la ei. Niciodată nu am auzit pe cineva, vorbesc despre doamne, din cercul respectiv să vorbească de rău vreun domn din același cerc sau vreun domn în general. Ceea ce înseamnă că educația pe care ei au primit-o era într-un fel. Da? Ea era o persoană și o femeie extrem de independentă, da? Însă niciodată nu am auzit-o să fie rea sau să se folosească de răutate pentru a obține ceva. Da? Ea încerca prin tot ce face să mențină o atmosferă pozitivă și o atmosferă de respect, pentru că ei așa au fost crescuți, generația aia. Iar eu am primit și am magazinat ca un burete toate informațiile astea de la ei, pentru că era absolut firesc și era ceva fascinant să-i vezi pe oamenii aia cât de frumos vorbesc unii cu ceilalți, cât de frumos glumesc unii cu ceilalți, cât de frumos interacționează unii cu ceilalți. Totul într-un context ăsta de foarte, foarte mare respect. E o chestie pe care n-ai cum să treci pe lângă ea, știi? Deci mie mi-au marcat copilăria lucrurile astea, iar când văd acest țățism actual, pentru că asta este țățism, este meltenism, cum să zic, dus la extrem, lipsă totală de respect pentru cine de maniere și pentru dreptul celuilalt de a fi și de a gândi și de a exista și de a se exprima și de a iubi până la coadă. Lipsa de maniere crâncenă pe care o văd și o văd și la băieți și la fete, deci nu e nicio diferență cu asta. Mă înfioară, efectiv. Adică eu am fost, când eram mic, crescut cu ideea că eu trebuie să mă port frumos cu fetele. Așa am fost eu crescut, probabil că și tu. Da. Noi când ne jucam de-a mama și de-a tata sau ne jucam de-a războiul în fața blocului, mi-aduc aminte cu plăcere chestia asta, erau vreo două fete de acolo din bloc, care, sigur, noi când eram răniți, ele erau asistentele medicale care aveau grijă de noi. Era o plăcere să pună mâna pe tine, fetele alea. Deci aveam 9-10 ani, adică nu era niciun fel de problemă să-i simți respirația aproape. Și cred că și pentru ele era o plăcere, adică nu era o problemă asta. Interacționam foarte frumos, era totul foarte bine, nu exista niciun fel de competiție între noi. Ne mai pupam uneori, în fine, eram copii, asta e, eram curioși. Acum nu mai există lucrurile astea dacă te uiți. Deci dacă te uiți, nu mai există nici măcar la adolescenți chestia asta, nu mai există nici la tinerii de 17, 18, 19 ani chestia asta. Totul e consum, totul este câte like-uri ai tu de ce ai Adidas și aia și n-ai aia. De noi noastre nu existau lucrurile astea, noi interacționam unii cu ceilalți, eram, adică chiar dacă îți plăcea sau te plăcea o fată mai mare, venea la tine, îți trimitea un bilețel, era un întreg ritual. Un ritual, da. Tot sub respect, adică e adevărat că au fost alte vremuri, dar noi, mulți dintre noi am devenit părinți, ar trebui să ducem vremurile alea mai departe prin aceste valori și prin chestiile astea pe care le-am preluat de la cei dinainte. Altfel vom deveni și noi niște maneliști relaționali și vom trăi așa în hoardă.
pentru un consumerism de ăsta barbar. Pentru că asta văd, asta se întâmplă, asta, adică sunt, e o lipsă de noțiuni elementare de bun simț, e o lipsă totală de direcție și de ghidaj în viață, știi, așa, un haos. Foarte puțin, adică vorbeam cu prietenul ăsta al meu, că nu mai vorbim cam la 2-3 zile, că suntem vecini, vorba aia. Ne desparte un an de zile, practic am copilărit împreună și avem aceste interese comune de studiu a societății, el mai mult pe social, eu mai mult pe zona asta de psiho și pe relaționare. Vorbeam cu el și îi spuneam, băi, unde au dispărut oamenii ăia? Unde au dispărut toți oamenii ăștia care am crescut într-un fel? Unde sunt? Că nu se mai văd. În socialul actual nu se mai văd. Fie vezi niște femei teuton, sunt din ce în ce mai multe femei teuton care au senzația că dacă preiau rolul masculin vor fi fericite și nu sunt. Fie vezi niște bărbați emasculați care au conviețuiesc cu aceste femei teuton și nici ei nu sunt fericiți, evident. Există această noțiune de femeie puternică, o noțiune absolut penibilă și idiotă. Și culmea este că foarte multe femei se țin cu dinții de noțiunea asta. Ba chiar, cred că mi s-a întâmplat să scriu despre povestea asta și să blochez într-o zi 20. A fost, cred că, prima oară în 7 ani de zile când am blocat 20 de femei la un singur post. Atât de tare, fuseseră vreo 600 de comentarii și din 600 de comentarii, cred că doar vreo 5 au spus, băi, da, eu vreau să fiu feminină și inteligentă, nu mă interesează să fiu puternică. Independentă. Nu. Puternică. Ele ziceau, astea 5 spuneau, eu vreau să fiu feminină și inteligentă. Ce însemna femeia inteligentă? Însemna o femeie care este capabilă să ia decizii menite să-i asigure o stare de echilibru în viață. Exact. Dacă asta e de condamnat, înseamnă că eu sunt un idiot și trebuie să mă arunc cu capul în zidul ăsta de lângă mine. Da? Nu înțeleg, adică în timpul în care femeia puternică era femeia care căra toate nenorocirile și toate suferințele pe spate. Femeia comunistă, până la urmă, dacă mă întreb pe mine, că cam de la ăștia vine. Combinată și cu feminismul ăsta occidental. Pentru că și feminismul ăsta occidental, mă rog, are tot rădăcini sovietice, fie vorba între noi. Și a fost absolut fascinant cum femeile, în loc să stea să se gândească la feminitate și la această capacitate de a lua decizii menite să le aducă bine în viață, exact, sau și-au direcționat întreaga energie în a mă considera pe mine misogin, asta era o parte, s-a ajuns la înjurături, adică să nu crezi că le-am blocat așa de nebun că am avut eu un derapaj, nu, așa, sau să rescrie definiția femeii puternice, mă. Deci a fost ceva îngrozitor. Este probabil că dacă aș fi întrebat 10 din 10 doamne din cele pe care ți le-am enunțat mai devreme, despre care povesteam mai devreme, ar fi zâmbit și ar fi spus că ăsta este un subiect de suet și ele nu pot să discute despre așa ceva, că nu intră în capacitatea lor să coboare atât de jos, știi? Adică femeile alea nici nu concepeau să ia decizii care să le facă rău. Băi, nu concepeau, nu aveau. Știi? Nu. Da. Nu se amestecau cu troglodiții, așa spuneau. Știi? Da, da. Da. Cumva, încheind, sper, într-o notă optimistă și fiind așa nostalgici după vremurile pe care tu le-ai evocat puțin mai devreme, asta este, ce frumos, asta București interbelic, care vorbeam. Da, ce frumos, maniere, educație, Bucureștiul interbelic, o să mai găsim cu siguranță subiecte despre care o să mai povestim și chiar aștept cu nerăbdare să vorbim și despre acest mit, i-aș spune eu, și anume femeia puternică, pentru că aici sunt foarte multe de discutat. Dragii mei, o să vă mai prezint încă o dată foarte repede cele două titluri pe care le-am făcut ca recomandare de carte astăzi, Reconstrucția,
Cum să-ți refaci viața după divorț sau despărțire, Bruce Fisher și Robert Alberti, în colecția Pas în doi a editurii Herald și, bineînțeles, salvează-ți căsnicia în 7 pași, Michelle Weiner Davis, soluții unice și remedii împotriva divorțului testate de peste 1 milion de cupluri din întreaga lume. Două cărți apărute în colecția Pas în doi a editurii Herald. Nu uitați de campania editurii până pe 20 aprilie. Aproape toate titlurile editurii Herald au reduceri cuprinse între 20 și 40% și le puteți comanda online pe site-ul pomenit puțin mai devreme, www.editura-herald.ro. Andrei Vulpescu, mulțumesc foarte mult, aștept cu nerăbdare următorul episod al discuției noastre. Și ar fi bine așa ca în încheiere să le spunem oamenilor într-o cheie pozitivă că bunătatea este cea care ne scoate din... ne scoate din această criză până la urmă, pentru că este o criză, cu pieptul înainte. Bunătatea, și aș mai adăuga eu iertarea, pentru că știu că este un subiect și da. Ție îți place foarte mult și poate o să vorbim despre el, cât de importantă este bunătatea, cât de importantă este iubirea, cât de importantă este iertarea și faptul că atunci când ierți, nu faci cuiva un favor, ci în primul rând te ajuți pe tine și apoi pe celălalt. Îți faci ție un bine și apoi... mai departe. Exact, îi faci și celălalt. Încă o dată mulțumesc din suflet, Andrei Vulpescu, a fost alături de noi astăzi la Pastila de Lectură, rubrica Editurii Herald. Dragii mei, așa cum închei de fiecare dată, până la următoarea întâlnire, să citiți și să fiți iubiți, că iată, avem timp pentru a citi. Mulțumesc încă o dată, Andrei.